Poliția orașului Strehaia a fost sesizată de către o femeie cu privire la faptul că în comuna Butoiești s-a produs un accident rutier între un autoturism și un tren. Se pare că șoferul autoturismului nu a acordat prioritate de trecere trenului și a intrat în coliziune cu acesta. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Poliției Oraș Strehaia, care, în urma verificărilor efectuate, au stabilit faptul că un bărbat în vârstă de 51 de ani, în timp ce conducea un autoturism în localitatea Butoiești, la trecerea la nivel cu calea ferată dublă, fără bariere, semnalizată prin indicatoare rutiere și semnale acustice și luminoase, nu a acordat prioritate de trecere trenului și a intrat în coliziune cu acesta. Din impact, autoturismul a fost proiectat pe un teren agricol. În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală ușoară a conducătorului auto, care a fost transportat la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. Mecanicul de tren a fost testat cu aparatul alcool test, rezultatul fiind negativ, conducătorul auto urmând a fi testat după acordarea îngrijirilor medicale. Pentru salvarea victimei accidentului produs pe raza localității Butoiești au intervenit două echipaje de pompieri din cadrul stației Strehaia cu auto speciale de stingere cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD. În această dimineață, două echipaje de pompieri din cadrul stației Strehaia au intervenit cu auto specială de stingere cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD la un accident în care a fost implicat un autoturism acroșat de un tren de călători. La sosirea pompierilor, persoana aflată în autoturism se evacuase. Salvatorii au acordat primul ajutor bărbatului în vârstă de circa 51 de ani, care prezenta politraumatisme. Ulterior, acesta a fost transportat în stare de conștiență la unitatea de primiri urgențe din Drobeta Turnu Severin. Accidentul din Mehedinți este practic al doilea incident rutier petrecut în doar o lună de când aceste mașini au început să străbată șoselele României. Pe data de 23 martie a avut loc o coliziune între două autoturisme în județul Constanța și atunci, ca și acum, șoferul nu a acordat prioritate. În cazul de față, trecerea la nivel cu calea ferată dublă, fără bariere, era semnalizată prin indicatoare rutiere și semnale acustice și luminoase de care șoferul pare să nu fi ținut cont.